Și în acest an, primăria și Consiliul Local Mircea Vodă a respectat tradiția și a organizat sâmbătă, 19 mai, cea de-a 14-a ediție a Zilei Comunei Mircea Vodă. Devenită deja o emblemă a evenimentului, defilarea fanfarei a anunțat debutul petrecerii, alaiul plecând din fața primăriei. Apoi a străbătut localitatea până la scena amplasată în cadrul bazei sportive a comunei. Veselie mare, așa! În mirul dulce și rece, azi amarul să se nece. Ca în fiecare an, în preajma praznicului Sfinților Constantin și Elena, Primăria și Consiliul Local au pregătit un program cultural-artistic inedit. Cei mai meritoși elevei comunei, cuplurile care au găsit secretul celei mai longe vive căsnicii, cei care s-au remarcat în activități sportive prilejuite de ziua comunei și nu numai, membrii ansamblului Valea Dobrogei au fost răsplătiți de autoritățile locale cu premii în bani. Noi suntem la 14-a ediție, în fiecare an ne străduim să venim cu surprize diferite, ca astfel încât că oamenii să fie curioși și în același timp bucuroși de surprizele pregătite. Dar în fiecare an avem grijă să premiem cei mai meritoși copii de pe raza comunei, cei mai talentați. Avem un ansamblu intitulat Valea Dobrogei cu care ne mândrim. Și chiar le-am făcut o surpriză astăzi, le-am spus că la începutul lunii iulie vor reprezenta cu cinste comuna noastră pe o scenă din Macedonia și în același timp va fi și o excursie bine meritată pentru toată munca și eforturile depuse până acum. De asemenea, premiem cuplurile cele mai longevive, care sunt un exemplu de urmat privind de conviețuirea în doi, longevitate și fericire, și avem grijă să premiem copiii care ne reprezintă cu cinste la olimpiadele naționale și județene. Cum simțiți acum la ceas de sărbătoare? Având în vedere că de fiecare dată eu și echipa din primărie punem suflet în tot ceea ce facem, mă simt emoționat, dar bucuros că reușim an de an să găsim resurse și vizit și materiale, dar și psihice, încât să încropim un spectacol și o adunare câmpenească cât mai frumoasă. Ce le urați locuitorilor comunei Mircea Vodă? Le urez sănătate, le urez prosperitate, să fie alături de noi, să contribuim împreună la bunăstarea localității și profit de această ocazie să transmit un sincer și călduros la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfinților Constantin și Elena pentru data de luni 21 mai. Artiștii consacrați au animat petrecerea câmpenească. Momentele artistice pregătite de organizatori au fost atent alese, astfel încât să acopere o gamă cât mai largă și variată de preferințe. Dacă n-ai ce povesti, nu ai câștigat prea multe. Un public minunat, un public cooperant, cu toate gusturile muzicale, super frumos. Ai urmat mai fost în comună? Da, am fost invitat de către domnul primar și de către domnișoara Cris Gavrilă, de un loc martie, nu știu, acum 2 ani sau acum 3 ani, nu mai știu exact. La fel, foarte frumos, m-am simțit minunat. Onoare pentru comună, iată că nu a fost degeaba. Să ne dea Dumnezeu sănătate, să fie sănătoși în primul rând și nu în ultimul rând tot ce este mai frumos și tot ce gândească să fie a lor în minte și în sufletul lor. Și pentru telespectatorii televiziunii dumneavoastră, fericire, sănătate și multă prosperitate. Foarte minunat, primitor, cald, datorită lor suntem pe scenă, ei ne urcă și tot ei ne iubesc și tot ei ne primesc cu căldură. Mă bucur de tot, sunt pentru prima dată la Mircea Vodă, a fost onorată să-l cunosc pe domnul primar, un om deosebit, ce să vă mai zic, îi iubesc de suflet și mă bucur foarte mult că am fost aici, la această zi frumoasă și deosebită. Și la voi.
bun care gustă, bineînțeles, muzica brazilară și sperăm că și la anul să fie la fel de plin și mai plin decât atât. Ați mai fost în comună? Acum câțiva ani, da, când eram mai micuță, dar mă bucur că am fost reinvitată și am să vin de fiecare dată cu mare drag. În încheiere, toți cei prezenți au putut urmări un impresionant foc de artificii.